Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Etalare pentru jumătatea lui iulie, cât a mai rămas. Puteți să o luați de pe 15, dacă vreți, de astăzi, de când vreți voi. Sper să rezoneze cu cât mai mulți, pentru că deocamdată am primit niște vești bune. Rămâne să vedem până la sfârșit cum se transformă mesajul. Am amestecat cărțile și așa, o previzualizare a unor situații prin care treceți unii dintre voi. Este un set de cărți pe care am început acum să-l folosesc și sper să-l folosesc și cu alte ocazii. Foarte special. Și în acest set de cărți a apărut o carte, iar foarte frumoasă. She Loves. Cea care iubește, cea care iubește. Există o persoană, probabil de sex, da? Feminin, care vă inspiră într-un anume fel. Aveți numărul 61, 6 și cu 1, 7. Posibil vă creează și un soi de confuzie, felul în care iubește această persoană, dar vă și crește spiritual. Exemplu pe care vi-l dă într-un fel sau altul, că vorbiți, că nu vorbiți, că o urmăriți, este o persoană. Are o eleganță specială, aparte, și nu vorbesc musai de cum arată fizic, ci de cum se comportă cu energiile din jurul său. Tot ce este în jurul său se armonizează măcar. În momentul în care e prezent, cum să explic, în momentul în care este într-un loc, energiile din jur se armonizează și creează și cresc și cresc. Posibil că ați urmărit de ceva timp această persoană și vă inspiră eventual într-un nou fel de a vă exprima dragostea, sper. Cred că vreți să și oferiți niște cadouri sau să așteptați să primiți. Variază de la personaj la personaj. Poate doamnele așteaptă un cadou, poate domnii își doresc să facă un cadou. Asta pentru că în seria cărților pe care le voi folosi, cealaltă, nu mai știu cum se numesc seturile de cărți, am vrut să se arate valetul de monede. Valetul de monede are multe semnificații. Pe de o parte, repet, ați studiat persoana despre care tocmai am vorbit, pentru că acest valet este un student, este un studios, dar își ia timp, pentru că e semn de pământ. Și acum vorbim despre, poate aveți planete în semn de pământ, în fecioară sau cine știe ce alte semne de pământ aveți. Va reprezenta pe voi, dacă sunteți bărbați mai tineri, că tocmai am văzut o doamnă, o femeie, da? O energie foarte elegantă pe care ați studiat-o și în fața căreia vreți să veniți cu cel puțin un cadou, dacă nu o discuție reală despre, eu știu, rămâne de completat, să completați voi despre ce vreți să vorbiți cu acel personaj. Posibil și unul și celălalt aveți o doză de mândrie. Dar să nu confundați orgoliu cu mândria. Posibil unul dintre voi e mai mult orgolios, celălalt e mândru pentru că se cunoaște, mai ales doamna. Așa o simt. Dacă valetul de monede are tendința să fie un pic mai vanitos, posibil că ar trebui să lucreze un pic la acest. E un defect. Am spus, mândria este una, vanitatea este alta. Probabil că și valetul de monede atrage atenția într-un fel, dar rămâne să învețe să atragă atenția cum atrage acea doamnă. Prin energia pe care o emană și nu prin felul în care arată, nu prin. Nu prin obiecte, pentru că sunt monede, da? Nu prin bani, mașini sau alte chestiuni, da? Haideți să vedem mesajul. Astea au fost scurte, scurte mesaje. Poate ori avea legătură, rămâne să vedem.
Haideți să dăm un light motivul acestei scurte, scurte etalări. Ia uite, trebuie să decizi. Doi de spade, doi de aer, de obicei reprezintă balanța. Dar balanța care trebuie să intre în echilibru între alb și negru, trebuie să vă centrați, dacă știți ce înseamnă asta. Să faceți unii dintre voi, evident că unii știți. Cei care nu știți, învățați să vă centrați prin meditație, prin învârtită. Bine, mai puțin în România practică meditația prin învârtită, dar știu câțiva derviși rotitori. Balanță. Jumătatea lui Iulie, cât o mai fi rămas din jumătatea lui Iulie. Ok, oh, sunteți voi. Semn de aer. Semn de aer, asul de aer. Vreți să o luați de la început, într-o nouă direcție, dar cu temei, cum se zice în limba noastră, cu temei, în adevăr. Iar simt că vreți să oferiți ceva valoros. De ce mă gândesc la un obiect din aur? Că tocmai am văzut și valetul de monede și monedele înseamnă obiecte valoroase, da, obiecte valoroase. Sau, eventual, vreți să comunicați, pentru că este un semn care mă duce cu gândul la o scriere veche, veche, antică. Vreți să comunicați despre subiecte speciale. În primul rând, subiecte care vă cresc, pentru că e aur, da? Care vă conectează la o latură specială a voastră. Unde s-a oprit? O, 5 de apă. 5 de apă. Plângeți? Ați plâns? Poate și ei. Cineva din viața voastră plânge după voi sau a plâns, dar cred că mai degrabă voi încă regretați ceva. Regretați o pierdere emoțională. Eventual ați avut posibilități. O, Doamne, ce cărți! Union și Love, ați avut posibilitatea să vă întâlniți cu flacăra voastră geamănă sau cu acea persoană, că tot a apărut, da? She Loves. Acel personaj, da, repet, cred că este femeie, da? Care vă învață, v-a învățat într-un fel dragostea, că dragostea este altfel decât ați simțit-o până acum. Ați putut să intrați, erați cât pe ce să intrați în uniune și să experimentați această dragoste specială, dar 8 de aer, ceva s-a întâmplat, ați fost blocați mental de un mental, poate ați fost blocați de un mental negativ sau învechit sau nepotrivit, da? Și ceva s-a întâmplat că s-a ajuns la lacrimi, la. Poate scrie și un cântec trist de dragoste. Da. Posibil, doamna, seamănă foarte mult cu cea care iubește, despre care am vorbit. Oferă lucruri speciale celor din jur, posibil și vouă v-a oferit, sau urmează să vă ofere dacă aveți șansa acestui, lucrați pentru acest nou început. Dar pentru asta trebuie să vă echilibrați, ce frumos, e un soi de, aici sunt cărțile altfel, tot semnul alchimic al apei și vorbește despre importanța, urgența echilibrului între emoție și intelect. Dacă voi ca semne de aer aveți tendința să fiți mai rațional, adică uneori prea rațional, mai ales balanțele, toate semnele de aer au tendința să-și analizeze emoțiile, posibil aici trebuie să lucrați altfel, să vă lăsați și în voia lor. Opa, așa, sper să nu se întâmple vreun fenomen. La capătul setului de cărți, văzusem valetul de monede, acum văd 9 de cupe, emoții intense în fața unui personaj, suflet pereche, flacără geamănă, acel personaj, acea doamnă, repet, pentru anumite balanțe să fie o doamnă, da? Care vă face inima să palpite într-un mod în care probabil n-ați simțit că aveți inimă până acum. Ați lucrat unii dintre voi fără să-ți jigneți musai. Așa ați fost învățați, așa ați crezut că e mai masculin. Să lucrați din alte zone, da? N-ați simțit dragostea așa cum o simțiți în preajma, sau nu neapărat dragostea, inima, sufletul vostru, nu l-ați simțit așa cum îl simțiți în preajma unei persoane care vă face să
Când sunteți în preajma persoanei, vă bucurați foarte mult. Când sunteți în absența lor, suferiți foarte mult. În fine, vă doriți să mergeți mai departe, faetonul, vreți să aveți victorie. Și să aveți iar un început. Un început. Acum văd 4 de cupe, 5 de cupe am văzut în partea cealaltă, da? Cineva plânge. Pentru că a fost pus într-un trio. Și se dorește colaborarea. Pentru că simțiți că acest personaj are o valoare specială în sufletul vostru. Haideți să vedem alte mesaje. Am zis 3, cât mai scurt. Încerc să fiu cât mai scurt. Ah, 2, băi, deci nu se poate. 2 de spade, la fel am văzut și mai devreme. Balanță, în general, așa se spune. 2 de spade este balanță. Dar la un moment dat s-a blocat comunicarea. Ori voi, ori ei s-a blocat. Dar personajul este independent, este bine cu ea însăși. Voi sunteți aici, regii de spade, care nu vorbiți, da? Eventual, vă așteptați unul pe celălalt. Așteptați, a, 3 de bâte. Încă aveți speranța la ce? La cum se confirmă cărțile? La asul de aer, asul de spade, la acest nou început în temei. Pentru că simțiți că e o legătură specială. Posibil unii dintre voi care aveți niște planete în semne de apă sau niște aspecte, simțiți că v-ați mai întâlnit în altă viață. Poate aveți și deja vu-uri în preajma persoanei. În fin. Oh, și îndrăgostiții. Ha, ha. Ce frumos. Da, da, e ceva special. Balanță. Am văzut o carte invers? Sau mi s-a părut mie? Apropo de deja vu. Cine știe. Ai fi văzut-o cu al treilea ochi. Era pe nuanțe de verde. Da. Cineva a blocat. Unul din voi sau poate amândoi. Unul. Cred că voi ați blocat comunicarea și la un moment dat au blocat și au pus niște ziduri. Semn de aer, semn de foc. Nu obligatoriu să fie semn de foc. Dar v-ați blocat unul pe celălalt. Soarele. V-ați simțit trădat sau posibil unul, eu cred că amândoi, separat în viața voastră, nu vorbesc de voi doi împreună, separat amândoi aveți niște dezamăgiri. Amândoi sunteți sensibili la capitolul cuvinte, refuzuri, abandon și posibil din cauza asta la primul refuz stați în spate unii dintre voi. În fine, la un moment dat v-ați simțit singuri. 9 de spade, 5 de monede, atât de singur încât posibil cel puțin unul dintre voi s-a îmbolnăvit de, nu știu, de supărare. O boală sufletească. Ați simțit durerea asta în plin. Pentru că ați sperat foarte mult la această întâlnire și dintr-un motiv sau altul, aceste blocaje v-au produs aceste dureri și unuia și celuilalt. Însă apare soarele. Apare, nu știu, simt în acest moment că amândoi v-ați trezit sau cel puțin unul dintre voi s-a trezit și vrea să transforme aceste cicluri de dezamăgiri, de singurătate, de ce mai fi fost. Balanța. Regele de spade. Interesant. Dar au mai venit câteva cărți. Câte sunt? Hai să le citesc și pe astea, că nu sunt multe. Ok. O relație, cum am spus mai devreme, cu un suflet. Pereche pe care îl simțiți foarte profund. Foarte profund. Și totuși, la un moment dat, cineva, din cauza acestor emoții, cel puțin unul dintre voi a încercat să fugă, să se detașeze de aceste emoții, să fugă. Eventual să călătorească către... Poate unii ați fost și căsătoriți și v-ați întors în căsnicie, deși acolo n-ați primit. N-ați primit ceea ce simțiți în preajma acestei persoane. Acolo aveți pe cineva care este foarte materialist și foarte rigid.
unii dintre voi, unii spun că poate nu toți sunteți căsătoriți, evident. Da? Și acum apare regele de spade. Eu zic că sunteți voi, care vă uitați în urmă și meditați și vă gândiți și analizați că sunteți balanțe, da, inteligenți, super analitici, stați și vă gândiți. Am făcut bine că am blocat comunicarea, am făcut bine că am creat ziduri de protecție, pentru că tot simt cu toate aceste ziduri protectoare, da? Pentru că acești doi simt telepatic, da? Asta e, dacă au mai trăit împreună în alți ani. E clar că unul a fugit. Posibil semnul de aer, un semn de aer, cel puțin, da? Iar revine 9 de monede. Doamna, așa simt să spun, doamna a așteptat comunicarea cu voi și totuși unul a fugit. Găsiți-vă poziția. Eu simt că unele balanțe au fugit. Pentru că ăsta e adevărul. Fără să vă supărați și posibil... În general, partea masculină cam fuge de emoții și de această comunicare de la suflet la suflet. În general, nu neapărat balanț, bărbații. Da? Pentru că se și vede că cel care fuge, sau mincinosul, asta e cartea mincinosului, dar mai este și cartea strategului, cel care face jocuri mentale, cel care fuge de această comunicare, da? De asul de spade. Acesta este bărbat și doamna a așteptat comunicarea. Și acum probabil stați și meditați. Am făcut bine sau n-am făcut bine? Pentru că degeaba ați fugit, degeaba ați încercat să vă detașați emoțional și să mergeți eventual în altă parte, în altă direcție, ori în brațele altcuiva, ori acasă, unde acasă n-ați avut și nu veți avea. Ia uite, am văzut și regele de cupe. Există o dragoste adevărată care nu e exprimată, da? Deci, repet, tot simțiți că așa este. Așa se întâmplă. Și în această tăcere și în aceste blocaje ați devenit un pic mai conștienți de inima voastră și conștienți că în sufletul vostru există acel personaj, acest personaj despre care am tot vorbit, care e acolo, chiar dacă îl blocați, e acolo, nu aveți ce să faceți. Acolo va fi tot timpul. Balanță. Ho, ho, ho. Ia să vedem. Unde-i ochelarii? Wow! Erupție de lumină. Ce expresie frumoasă! Wow! Și numărul 11. Ce frumos! Iubesc numărul ăsta. Numărul sufletelor gemene, da. Și așa se întâmplă. Fugiți că așa se întâmplă. Când fuge unul, da, celălalt își vede de viața lui. Încearcă și își vede de viața lui. Apoi celălalt se trezește la lumină, da, erupție de lumină. E un vulcan. Dar în primul și în primul rând de trezire spirituală. Am văzut și asul de bâte și pasiune există. Dar în primul rând trezire spirituală. Și am văzut și soare despre care am spus mai devreme. Și posibil că regele de aer, să zicem balanța,
înțelege lucrurile altfel după această perioadă sau în timpul acestei perioade are parte de o trezire specială. Sămânța inimii, 25. Poate vă apropiați de vârsta 25 de ani sau 25, pe data de 25. Unii sunteți născuți, alții pe 11, variază. Seed of the heart. Cineva a sădit ceva în sufletul vostru într-o întâlnire. A sădit ceva în sufletul vostru și de atunci tot a crescut în sufletul vostru până erupe, da, această plantă, această dragoste, iese la lumină. Și ce frumos este că aveți și intimitate. Dar nu genul acela de intimitate fizică, pe care unii o confundă cu atingerile, da, pe care le practică în anumite momente, da? E o altfel de intimitate, o intimitate sufletească, în care simțiți că vă recunoaște sufletul în momentul în care vă priviți ochi în ochi sau în momentul în care sunteți în preajma celuilalt, îi simțiți vibrația, simțiți că sunteți parte din aceeași familie. Eventual, poate aveți și senzații de vârtej. Ce frumos! Sensual awakening, da? Trezire la o anumită senzualitate, senzualitate spirituală, da. Știu că sună ciudat, dar există conceptul ăsta. Sexualitate spirituală, senzualitate spirituală, da. 64, 6 și cu 4, 10, 1, dacă asta vă spune ceva, 35, 3 cu 5, 8, 8, transformare prin, transformare prin intimitate, 8, transformare și apoi 1. Un nou început, un nou început. Foarte frumoase cărțile. Posibil că meditați la toate aceste lucruri, voi ca regi de spade, și vă dați seama eventual de ce ați pierdut, de ce nu ați putut experimenta până în acest moment cu alte persoane eventual și că nu ați putut experimenta toate aceste lucruri cu persoana despre care am vorbit, că nu degeaba a apărut cartea, care a sădit ceva în sufletul vostru și de atunci tot crește, tot crește, tot crește până va erupe, da. E o trezire spirituală foarte frumoasă și aștept să văd cum se confirmă și de celelalte mesaje de la îngeri. Ia. Dragostea face diferența. Simțiți că aceasta este dragostea, nu ce a trăit până acum. Astea de... Oh, wow! Romanță. Până la urmă s-ar putea să faceți niște pași către această romanță și primește cu dragoste și apreciere. Oh, nouă dragoste! Da, e clar, înseamnă că vorbim de acest personaj, încercați să manifestați această nouă dragoste printr-o romanță și aici primiți cu dragoste și apreciere, cred că se referă la această sămânță care a fost sădită într-un mod miraculos, da, pe care voi încă nu puteți să-l înțelegeți pe cale logică, pentru că dragostea nu poate fi înțeleasă logic, așa spunea și Rumi. Reason is powerless in front of love. Parcă așa era citatul. Nu se pot explica anumite fenomene, mai ales cele în care ne îndrăgostim, dar iubiți-vă așa cum sunteți, iertați-vă, iar 8, transformați-vă și pregătiți-vă pentru această nouă dragoste care a venit, vine. Și dacă a venit și dacă vine și dacă e în preajma voastră, nu lăsa să scape, pentru că nu des vedem, da, stele căzătoare, comete, nu prea des, apropo. Și ce frumos, intrați în acest vârtej al dragostei, al romantismului, da, cei cu planete, cu semne, cu ce aveți voi în balanță. Cam aceasta este scurta etalare pentru jumătatea lui iulie. Mi-aș dori să fiți cât mai mulți îndrăgostiți și să manifestați această dragoste. Să începeți! Să începeți! Vă doresc mai bine! Vă pup!